de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Am revenit cu a doua parte a emisiunii de astăzi, de fapt a doua emisiune de astăzi, și încercăm să continuăm discuțiile începute acum câteva zile despre modul în care un oraș mai mic se dezvoltă pe baza unor idei și a unei, să spunem așa, a unei echipe care s-a constituit la nivelul Consiliului Local și care încearcă să rezolve probleme, să rezolve lucruri. Și astăzi, ca să spun așa, n-am invitat nici primar, nici viceprimar, nici city manageri. Am invitat un om care, prin multitudinea activităților pe care le-a desfășurat în oraș și în zonă, poate putem spune că are o experiență extrem de bogată de viață și profesională și care poate să vorbească cumva despre toate aceste lucruri cu mai multă detașare decât un primar, un viceprimar sau un city manager. Invitatul meu de astăzi este domnul Ion Ruxandescu, consilier local din Târgu Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că ați ajuns. Nu știu dacă v-am prezentat foarte bine, așa ca personaj care sunteți cumva mai detașat, deși sunteți implicat în aceste activități, decât unul care este executiv și care trebuie toată ziua să fie atent la toate... Corect. Așa. Haideți să, înainte de a intra în dezbatere, să vă prezentați un pic ca să întăriți ceea ce am spus eu, că sunteți un om cu experiență vastă. Da. Ca și activitate profesională, pentru că sunt stabilit în Târgu Neamț din 1995. Mi-am început cariera profesională în finanțe, am continuat-o în industria lemnului, apoi în sănătate. Am cochetat o perioadă și cu administrația publică și apoi am intrat în domeniul agriculturii. Deci activez actualmente, am un job la o firmă agricolă din județul Neamț. În cadrul Consiliului Local, deci practic Consiliul Local v-a mandatat pe dumneavoastră să fiți în diverse consilii de administrație. Da, după alegerile din 2016, când s-a stabilit componența consiliilor de administrație, am fost ales în consiliul de administrație la Spitalul Orășenesc Târgu Neamț, la stațiunea Băile Oglinzi, mai sunt, ești la clubul sportiv, ești la liceu... Deci practic, cunoașteți foarte bine cum pulsează viața la Târgu Neamț. Da, așa cum am spus-o într-o emisiune înainte de alegerile din 2016, am ales să candidez în echipa domnului primar Harpa, pe motiv că trebuie să dau ceva înapoi orașul, comunități. Și dacă pot să o fac la nivelul la care consider eu că ajunge la comunitate, nu pot decât să mă bucur. Păi, haideți atunci să pornim exact de aici. Corect. Deci, acum 4 ani ați venit, ați spus că vă folosiți experiența, ați dat ceva înapoi comunității. Corect. Ce considerați că ați dat comunității înapoi în acești 4 ani, gândindu-mă din perspectiva aceasta, membru al unei echipe, al unui consiliu local și dumneavoastră personal? Sincer, nu știu cu ce ar trebui să încep. Cred că ar trebui să încep totuși cu faptul că în componența consiliului local, când am intrat, nu am intrat în ideea de a ajunge la ședințe,
și de a vota sau de a nu vota un anumit proiect de hotărâre. Întotdeauna acele materiale care ne-au fost puse la dispoziție, corelate cu situația de fapt din teren, în momentul în care am considerat că trebuie să intervin, am intervenit. Chiar au fost situații în care am intrat, mă rog, poate prea mult spus, conflict, ca să zic așa, cu echipa din primărie. Dar am ridicat probleme care cumva au iscat niște discuții. Nu spun că am fost un rebel. Ați fost sancționat pentru asta? Nu neapărat că am fost sancționat, ca să zic așa, dar a fost un lucru care a dus mai departe la ceva mai bun. În sensul că am avut niște discuții chiar și înainte de acele ședințe de Consiliu Local. Adică am preferat cumva, nu neapărat, e mult spus când spui că noi ne spălăm rufele în public, am preferat să avem acele discuții înainte și de a ridica probleme. La un anumit proiect de hotărâre existau niște probleme și atunci le-am discutat. Și atunci s-a luat hotărârea. Ori îl scoatem de pe listă. De pe ordinea de zi. De pe ordinea de zi. Îl refacem și venim cu el în Consiliul Local. Multă lume ar fi dorit să se facă repede, un pic așa de show, repede, să fie, da, să fie discuții. Da, unii ar fi vrut să treacă mai repede, alții ar fi vrut să fie un pic de show în Consiliul Local. Lucru pe care l-am corectat din mers, până la urmă și eu pot greși și echipa din primărie poate greși, cu toții putem greși. Da, haideți să discutăm că sunt câteva probleme care, cum să spun eu, dacă sunt lămurite și sunt rezolvate în timp și sunt greu de rezolvat foarte ușor, trebuie discutate. Cel puțin populația din Târgu Neamț trebuie să fie informată. Dar nu numai din Târgu Neamț. Că, de exemplu, dacă luăm cazul spitalului, este un caz școală care poate la rândul său să se discute și despre bicaz și despre roman, respectând proporțiile. Dacă discutăm despre stațiunea Oglinzi, care a dat statutul de oraș turistic, stațiune turistică de interes național orașului Târgu Neamț, da? Iarăși este un caz aproape școală. Corect. Cu care vreți să începem? Păi, cred că o să discutăm și despre spital. Lucrurile cumva acolo sunt așezate. Haideți să vedem despre O să încep cu stațiunea Oglinzi, pentru că acolo, în momentul în care am fost numit în Consiliul de Administrație, așa cum și dumneavoastră știți, SIF-ul la vremea respectivă deținea aproximativ 52% din acțiunile societății. Lucrurile oricum trenau de foarte multă vreme, cu destule datorii, inclusiv datorii către membrii Consiliului de Administrație. Adică o ședință a unui Consiliu de Administrație costa ceva bani, ca să zic așa. Cam adică acele indemnizații, păi se ridicau indemnizații undeva și la 1000 de lei. Deci haideți să explicăm foarte clar. Stațiunea nu funcționa. Nu funcționa și se făceau acele consilii de administrație care, într-adevăr, oamenii și nu și-au luat banii, dar în documentele contabile nu ei figurau ca și creditori, ai societății. Am apărut noi. S-a luat inițiativa, s-a discutat cu echipa, primarul, cu noi, consiliere, și am zis, este logic să ne luăm înapoi stațiunea Oglinzi. Știm foarte bine că acum, dacă nu mă înșel, citeam în literatură de specialitate că sunt cele mai vechi așezări din cauza acestor izvoare de apă sărată. În zona lângă Târgu Neamț este, da, după ce spun istoricii, locul, da, cu cea mai veche atestare documentare a unui izvor de apă sărată și a unei exploatări a sării în zona respectivă. Păi și atunci, dacă acum 5.000 de ani cineva a venit și s-a stabilit acolo,
Acum în 2020, de ce să renunțăm? Până la urmă, stațiunea asta îți conferă, din ceea ce știu eu, va conferi orașului foarte multe avantaje. Revin. În momentul în care am hotărât preluarea pachetului, cei de la SIF au fost foarte bucuroși că vor să preluăm înapoi niște bani. S-au avansat niște cifre, niște oferte. Acțiunea lor era cotată undeva la 2,75 lei. În momentul în care ne-am invitat la Brașov, la sediul lor, deci nu ne-am dus, a fost o echipă formată din trei consilieri cu domnul primar Harpa și nu ne-am dus în necunoștință de cauză. Adică eram cumva doi economiști care, în momentul în care s-au început negocierile, zic, bun, ok, dar vorbim de o valoare netă contabilă a acțiunii. Și atunci nu putem vorbi de 2,75, va trebui să vorbim de 1,5. După negocieri s-a ajuns la un 1,75. Așa am preluat pachetul. Imediat după ce am preluat pachetul, practic am avut controlul în Consiliul de Administrație. Actualii membri ai Consiliului de Administrație nu încasează niciun ban. Deci nu încasează niciun ban. Niciun ban. Ca detaliu, cenzorii care făceau și ei odată pe lună încasau undeva la 400 de lei. Cenzorii încasează, cei doi cenzori din stațiunea Oglinzii încasează 100 de lei pe an. Deci am redus. Avem numit un administrator care se ocupă de stațiune. Practic este plătit cu salariu minim pe economie. Actualmente stațiunea este în faza în care încerc să corelez și o să mă întrerup aici. În momentul în care am preluat, cei de la SIF au spus, noi avem și autorizația de explorare, avem și autorizația de exploatare. Nu aveau nimic. Deci nu aveau nimic. Aveau o documentație depusă la minister. În momentul în care am vrut să intrăm în detalii, să putem lua acele documente, s-a invocat ceva de genul, domnule, sunt totuși secretizate. Pe când ai vândut acțiunile? Nu era industria armamentului și înțelegeam niște documente secretizate. Dar aici n-am înțeles justificarea lor. Ulterior n-am dat seama unde suntem, cum suntem și așa mai departe. Împreună cu administratorul am luat legătura cu o doamnă care are o firmă care a lucrat pentru Băile Tușnad. A venit doamna respectivă, ne-am apucat de treabă. Cred că anul trecut am contactat un domn profesor de la București. Dânsul a venit și a zis, doamne, decât să faceți igienizarea celor trei puțuri, prin care, pentru că trebuia făcută igienizarea, ulterior depusă documentația pentru autorizația de explorare și după aia autorizația de exploatare. Și a zis, eu vă recomand să le faceți din nou. Pentru că apă este, sunt niște costuri, asta dar... Asta vreau să vă întreb. Există izvoarele acelea cu un debit satisfăcător? Pentru că la un moment dat, chiar cei din SIF, și asta vă spun că am discutat la vremea respectivă, doamne, hai că nu mai e, că sunt obturate, că sunt pierdute, că sunt... Probabil SIF-ul, probabil. Nu pot să afirm un lucru pe care nu știu. Probabil SIF-ul, dacă la vremea respectivă ar fi putut să acceseze fonduri europene, probabil că ar fi făcut așa ceva. Ei au făcut un calcul simplu. Au făcut un calcul simplu. Știți care este calculul? Între Târgu Neamț și Oradea, da. Au ales Oradea. Dintr-un calcul simplu, care ținea la vremea aceea de infrastructura existentă atunci acolo, de capacitatea de a atrage turiștii și căile de comunicații, și atunci au zis, mergem acolo. Corect.
Pe mine nu m-a deranjat că s-au dus acolo. Pe mine m-a deranjat modul în care au gospodărit ce au primit moca. Că ei au primit așa moca este. Aici. Acolo a fost moca. Așa este. Deci pe mine m-a deranjat cum au gospodărit și modul în care au fost ajutați să gospodărească prost. Și li s-a dat și, cum se spune eu, o pomană, că tot astăzi este sărbătoare de pomană, cum li s-a dat o pomană de către orașul Târgu Neamț, pe vremea unei administrații trecute, un teren, drepturi depline acolo. Credeți-mă că dacă nu am fi intervenit, acolo lucrurile scăpau de sub control. Și probabil s-ar fi rupt și ar fi luat fiecare bucățica lui. Păi eu cred că ăsta a fost și planul la un moment dat. Că alte explicații da, nu am. Nici eu am căutat să înțeleg, pentru că e anormal să ai așa ceva lângă orașul tău, nu neapărat că îți bați joc, dar să lași stațiunea respectivă într-o paragină, pentru că noi acum am încercat inclusiv să facem acel turism ecumenic, în sensul să igienizăm camerele de hotel de acolo, în ideea de a-și obține niște bani pentru funcționarea normală, adică funcționarea normală, incorrect funcționarea normală, la cota de avarii, ca să zic așa, în sensul să asigure salariul administratorului, electricitate, telefon și așa mai departe. Consiliul de administrație, v-am zis, deci neavând bani, nefiind bani, nu are rost să cerem bani. Banii care au fost pentru achiziționarea acțiunilor. Corect. Deci restul fondurilor sunt destul de greu de alocat de către Consiliul Local, care are... Au mai fost măriri de capital social, este și acționarul minoritar de la Roman care a pus și dânsul și a manifestat dorința, discutând cu noi cei din Consiliul de Administrație, și a manifestat dorința de a vinde și pachetul dânsului. Suntem cumva în negocieri, nu divulg prețul, n-are rost. Suntem în discuții avansate cu dânsul. Dânsul și-a dat și el seama că vrem să facem ceva. Și din discuția cu noi, cei din Consiliul de Administrație, și din discuția cu domnul primar, și-a dat seama că noi nu suntem SIF. Noi suntem primărie și vă trage, trage omul pe stradă de mânecă, băi, ce să faci acolo? Da, e logic să se întâmple așa, pentru că, din punctul meu de vedere, ca și cetățean, ca și consilier local, stațiunea Oglinz va deschide foarte mult orașul Turcia. Și veți avea doi poli dacă se va dezvolta acolo. Polul care se face acum în zona cetății. Corect. Și celălalt la Oglinz. Corect. Ar însemna foarte mult. Nemai punând faptul că intenția Consiliului Județean de a dezvolta acel Lendu, să vedem cum va fi. Nu știu. Eu vreau să-mi dați voie 3 minute să vă citesc ceva. Deci, în 1927, deci acum ceva ani, da, se scria despre Oglinz, Neamț, pe 21 august, adică sunt perioada asta. Suntem și aproape. La 45 de kilometri de municipiu Piatra Neamț, la 4 kilometri de Târgu Neamț, în vecinătatea stațiunii cu același nume, lângă o pădure seculară plină de istorie, băile Oglinz din nordul Moldovei conțin ape clorurate, sodice, concentrate, sulfurate și nărmoluri. Marea greutate a vizitării acestor băi constă în drumul ce trebuie parcurs cu trăsura sau automobilul, 20-30 de kilometri de la gara Pașcani sau Piatra Neamț. Situată la 5 km de cetatea Neamț, fosta cetatea lui Ștefan cel Mare, este o stațiune mai mult climaterică, fără ape pentru cură internă, la vremea aceea. Climă dulce, aer minunat, parc înconjurat de păduri de brad. Dar stabilimentul balneral este foarte vechi, nu citesc în limbajul de atunci, foarte vechi, și de un aspect prea comun, mobilier modest, ansamblul lasă impresia de ceva rudimentar. 1927, rețineți. Parcă citim ceva adaptat vremurilor noastre.
Nu știm dacă nămolul de aici poate să aibă vreun efect sanitar, spuneau cei de atunci. Părerile sunt împărțite. Domnul doctor, fost inspector sanitar balnear, a înaintat un raport prin care constată că nămolul este bun și nu știu ce. Alt doctor a spus că este adus de... Dar, ca așezare, este foarte avantajată de natură. Și credem că ar putea să progreseze foarte mult dacă atenția conducătorilor s-ar îndrepta cu mai multă râvnă asupra situației de aici. În adevăr, la 3 km de Târgu Neamț, orășelul e așezat pe panta păduroasă a muntelui, într-o depresiune ușoară, temperatura a menținut-se plăcută medie de 18 grade Celsius. Nu sunt curenți și sunt în vreo 40 de zile de, pe vară de ploaie. Ca să vedeți cum se făceau atunci deci, analizele. Din ce mi-ați citit dumneavoastră, sunt o groază de similitudini. Asta vreau să vă spun. Este interesant de notat că făcându-se unele săpături, s-au găsit galerii de captare și lucrări în stejar, adică galerii din a cărui origine și dată nu se cunosc. Exploatarea izvoarelor s-a reluat abia acum 35 de ani, dar, repetăm, este necesar să se dea mai multă atenție acestei stațiuni, care ar putea deveni de mare viitor. 1927. Deci, 2016. Nu mai fac calculul cât e. 2016 până... ați preluat stațiunea în felul acela. În 4 ani s-au achiziționat acțiuni. Haideți să privim spre viitor. Ce după achiziționarea restului de acțiuni? E simplu, în câteva cuvinte. Deci... Ce planuri aveți? Un proiect pentru construirea unei stațiuni balneare. Bun, asta se poate face... Deci din discuții, cu toți factorii implicați. E vorba de un proiect care însumează undeva la 20 de milioane de euro. Lucru care se poate face. Atâta timp cât primăria era minoritară în raportul cu acțiunile, deci dețineam 35%, noi ca și OAT nu puteam atrage niciun fond nerambursabil pentru a construi ceva la sau chiar fond cu, cum să spunem, cofinanțare. Ca și cofinanțare, dar era clar că oricine ar fi fost, să presupunem că rămâneam în formula completă SIF în noi și acționarul minoritarilor român. Cu siguranță, chiar dacă s-ar fi făcut acest complex balnear, astea erau trei factori implicați acolo, cu siguranță ar fi fost o groază de discuții, cu siguranță s-ar fi ajuns poate și la procese. Era și e de preferat stațiunea de Oglin să fie așa cum a fost dintotdeauna, să fie a orașului. Mă gândesc că alături este și tabăra pentru copii. E și tabăra pentru copii care funcționează. Funcționează, așa cum funcționează. Nu putem spune că e la un standard. Nu, deci ar putea fi gândit, dar, ar fi putea fi gândit corect, un comun, corect, în comun un proiect. Ca să nu vă spun că am avut discuția și cu domnul primar Harpa, de a discuta cu cei de la Rom Silva, să putem face și o pârtie de schi. E cumva zona, relieful ne permite acest lucru. Adică nu facem aceeași treabă cum au făcut cei de la Bistrița cu amplasarea pârtiei pe partea versant, pe partea însorită. Dar de ce vă duceți la Bistrița? De ce nu veniți la Piatra Neamț? Adică nu aveți... mi-a venit în cap Bistrița. Noi la Piatra Neamț suntem, cum să spun... Suntem fantastici. Da, adică... la Piatra Neamț, sincer, schiez și eu, nu la nivel de amator, dar mie mi se pare, nu știu, un pic kamikaze, ca să zic. Da. Da, mă rog, asta e o părere personală. Da, și am discutat și cu domnul Harpa și zic, bă, ideal ar fi să legăm partea turistică cu partea balneară, așa cum a spus și dumneavoastră, e Cetatea Neamțului. E zona de mănăstiri. Care... Adică să ai, două atracții. Orașul Târgu Neamț. În oraș. Orașul Târgu Neamț, din punct de vedere industrial, nu putem spune că
s-a dezvoltat, adică ou. Nu. Singura variantă este turismul care poate să aducă în zonă acei bani. Și nu puțin, să știți. Și nu puțin. Puțin. Pentru că nu puțin. Să ai o stațiune funcțională pe aproape întreg, pe vă pot da un contraexemplu. Haideți să vorbim despre stațiunea de la Bălțătești, care e a MAPN-ul. Nu, MAPN-ul a primit-o. A primit-o. Mă rog, da. Cât a modernizat, cum a modernizat și așa mai departe. Dar e plină de aproape tot timpul. Văd, nu neapărat că văd, eu știu, militari care vin să se odihnească. Sunt și oameni. Au contracte civili. Cu sindicatele. Trec foarte des pe zona asta de la Târg la Piatra Neamț și mă uitam, corelam cumva. Oameni în vârstă care veneau la tratament și tarabe ale oamenilor din zonă, din Bălțătești, cu diverse produse locale. Da, da, da. Adică lucrurile se leagă, nu pot absolut, să nu spun că nu se leagă. Absolut. Deci ar trebui un efort comun și nu știu dacă nu mai Târgu Neamț. Pentru că de un asemenea lucru ar beneficia întreaga zonă. Fără un proiect, un proiect făcut, un proiect Târgu Neamț, Răucești, nu, să nu greșesc. Da, Răucești. Răucești, chiar Timișești, chiar Pipirig. Deci o zonă mai mare aduce mai mulți beneficiari ai proiectului și valoare așa, mai mare. Așa se pot dezvolta și cei de lângă noi, și Răucești, exact. Și Timișești. Deci pot apărea pensiuni, pot apărea... Dar nu numai atâta, se vând produse. Se vând produsele, da, sigur. Deci ar fi un catalizator. Din păcate, nu știu în ce măsură lucrurile acestea sunt partea unui plan coerent pentru viitor. Dacă o să rămân și în următorul mandat și dacă o să ne întâlnim peste iarăși 4 ani, atunci o să vă pot răspunde. Ceea ce vă pot eu spune cu certitudine e că dacă rămân în Consiliul de Administrație la stațiunea Oglinzi, banii cât sunt vor fi cheltuiți eficient. Lucrurile s-au pus în mișcare în sensul că fără acea autorizație de explorare și de exploatare nu putem vorbi. Deci, practic, e piatra de temelie pentru întreaga afacere de acolo. Afacere, mă rog, îi spun afacere. Până la urmă este o afacere. E o afacere pentru interesul comunității. E piatra de temelie. Am discutat, am stabilit chiar și o întâlnire care urmează să se producă în perioada următoare. Vor veni cei de la București, ni se vor da niște costuri pentru construirea celor 3 puțuri. Deci nu putem vorbi de... Ca și igienizare ne-ar costa cam... ar fi la același nivel cu construcția altor noi. Pentru că așa a spus profesorul. Da, întotdeauna este mai greu să... Da, ele au fost colmatate de-a lungul vremii. Eu chiar am fost acolo... Le-am văzut. Inițial am zis, bună, hai să încercăm să le igienizăm. De a pune și o membrană, mă rog, detalii tehnice. Dar ulterior administratorul a fost un pic mai rapid ca noi și s-a interesat, a discutat. Am zis că avem acea consultanță cu o firmă de la care a făcut și pentru Băile Toșna. Discuția noastră a generat reacții. De exemplu, eu mă bucur că un domn Peiu Vlad Pantelimon, cred, vorbește că se discută acum despre proiecte numai în campanie. Totul devine transparent dintr-o dată. Și domnul spune, plictisiți lumea aiurea. Deci, domnul Vlad Peiu Pantelimon, dacă doriți, eu sunt dispus să vă aștept într-o emisiune ca să animați o discuție. Și să veniți și să discutăm eu cu dumneavoastră și să purtăm o discuție animată despre Târgu Neamț, dar nu o discuție despre cât de acri sunt strugurii. Pentru că, în general, eu accept orice critică și orice lucru, dar pe chestiuni concrete, nu
dacă cei care sunt în campanie își prezintă proiectele, sunt unii care spun, vai ce acri sunt strugurii, dacă nu ajungem la ei. De aceea, accept orice fel de discuție. De exemplu, mi se pare foarte binevenită intervenția doamnei Tănăsescu. Cetățenii orașului Târgu Neam doresc să fie informați permanent, nu doar în campanie electorală. Este foarte corect lucrul acesta. Pentru asta trebuie să existe, vă spun, și o presiune a opiniei publice. Aici o să intervin și o să spun felul următor. Da, într-adevăr, eu îmi fac mea culpa pentru că, în general, nu sunt un bun orator. Dar am avut discuții și cu cei din conducerea primăriei, prin care i-am rugat constant să prezinte stadiul la toate proiectele care au fost începute în stadiu, de proiect tehnic, de documentații, de studiu de fezabilitate, exact, și așa mai departe. Pentru că lucrarea X, proiectul Y. Nimeni, dacă cineva n-a făcut, și normal să fie așa, n-a făcut un proiect european, n-are de unde să știe cam care sunt problemele. În cât timp? În cât timp îl faci. Pentru că, da, depindem de niște hârtii. Sunt de acord că poate unele lucruri ar trebui schimbate. Nu le putem schimba noi. Cu atât mai mult am cerut echipei din primărie, în special doamnei City Manager, de a prezenta constant în ședințele de Consiliu Local stadiul proiectelor depuse spre finanțare. Sunt în fază de proiect tehnic, sunt în fază de studiu de fezabilitate, sunt în faza în care am încheiat PSAP licitații și așa mai departe. Bănuiesc că domnul Periu, dacă poate are dreptate, dacă s-ar fi făcut lucrul ăsta constant, dar, repet, nu putem... Da, eu vreau să fac o precizare. În luna martie, cred, înainte de a începe pandemia, când am început și noi activitatea TV mai în amplu, ne-am hotărât să facem o emisiune din Târgu Neamț pentru Târgu Neamț. Din păcate, lucrurile nu s-au putut derula în continuare pentru că sunt niște restricții pe care trebuie să le respecti. Aici avem condiții pentru a face aceste emisiuni. Noi ne vedem pe ecran unul lângă altul, dar suntem la o distanță destul de mare unul de celălalt, putem face aceste emisiuni. La Târgu Neamț trebuia să improvizăm și nu avem condiții unde să facem. Noi am vrut să facem de atunci, de fiecare dată când am invitat pe cineva la Târgu Neamț, a venit la emisiune. Acum o să încercăm și după ce trece campania, asta este o promisiune a noastră, dacă vom reuși să menținem activitatea aceasta, să facem emisiuni o dată pe săptămână la Târgu Neamț cu toți cei care doresc să vină la emisiune. Eu cred că ăsta e lucru cel mai benefic pentru toți cetățenii. Nu numai pentru mine ca și consilier local. Oricine. Și cetățeanul de rând, participând activ la o discuție. De aceea eu sunt foarte bucuros când sunt intervenții. Dar intervențiile, rugămintea noastră, noi în general nu agreăm șmecheriile de genul acesta. Intervențiile să fie la obiect, să fie constructive. Chiar și critica să fie constructivă. Da, revenind, putem discuta despre stațiunea Oglinzi încă o oră. Eu știu. Și nu v-aș plictisi pe dumneavoastră, dar n-are rost să discutăm. Eu am prezentat la modul general cam ceea ce am făcut. Dacă față de situația de dinainte în care membrii Consiliului de Administrație încasau niște bani, nu conta, se ținea o ședință care dura poate un sfert de oră. Sau se făcea doar un proces verbal. Se făcea un proces verbal, poate... Care valora, dacă erau 5 membri, valora 5.000 de lei. Valora cât valora, deci, care erau niște bani. Haideți să ne oprim cu stațiunea Oglinzi și să venim un pic spre tema cealaltă. La spital a zis că lucrurile au intrat într-un făgaș. Dacă vorbim pe partea de dezvoltare și pe partea de utilare, în cei 4 ani, 2016 până în 2020, până astăzi,
Vorbim de cel puțin 6 milioane de RON investiți în spital. Vorbim de, din cei 6 milioane de RON, 6 milioane 200 mai precis, vorbim de aproximativ 4,1 milioane de lei dotări în aparatură. Deci 4,1 milioane de lei. Corect. În cei 4 ani. Deci dotări în aparatură, care aparatură funcționează, aparatură ca să fim funcțională, foarte... funcțională. Că da. Eu am mai auzit de dotări și... Nu. Aparatură funcțională. Noi chiar am fost implicați. Nu numai noi, cei din echipa Partidului Social Democrat din cadrul Consiliului Local, cât și la inițiativa directorului medical de atunci, domnul Carp. Am donat bani prin care s-au refăcut niște saloane. Două saloane, dacă nu mă înșel. Vă pot spune că eu am fost în spitalul respectiv, m-am operat undeva în 2015. N-a fost ceva gen, domnule, eu nu mă duc la spitalul din Târgu Neamț, că eu știu, mi-e frică, nu știu ce. Chiar am avut încredere și m-am bucurat în momentul în care... Cât a fost, cum a fost, am donat niște bani și s-au făcut niște saloane acolo. Dar din punct de vedere al dotărilor, lucrurile stau mult, mult mai bine față de rațiul care per, nu știu, 2012, 2014, 2016. Ați amintit de faptul că... Chiar dacă și, veți... vă întrerup, da, chiar și vis-a-vis de, cu toate că aici o să stârnesc controverse și reacții, din punct de vedere tehnic, și discut doar din punct de vedere tehnic, nu discut din punct de vedere subiectiv, eu știu, emoțional și așa mai departe. Spitalul din Târgu Neamț îndeplinește condițiile și actualmente. Știți că s-a pus problema la un moment dat, spitalul din Târgu Neamț să devină spital COVID. Am încercat să înțeleg de ce poate deveni spital COVID. Pentru că este pavilionar. Spital pavilionar, modular, și se pot asigura circuite separate. Vorbesc din punct de vedere tehnic. Nu vorbim de alte lucruri. Nu vorbesc. Da, emoțional am văzut și acel sondaj făcut, prin care foarte mult, adică majoritari erau cei care, domnule, nu, în orașul nostru să nu devină spital COVID și așa mai departe. Bun, în schimb, acum în orașul respectiv, adică Târgu Neamț, avem o rată de infectare destul de mare. Este destul de mare. Actualmente, din câte știu, sunt undeva la 10 cadre medicale sau 12 cadre medicale, nu știu numărul lor exact, din care câțiva s-au și externat. Sunt internați unul la Piatra Neamț, restul la Bisericani. Cei mai mulți din cadrul CPU, din cadrul compartimentului primire urgențe. Până la urmă, era inevitabil să nu se întâmple și la Târgu Neamț. Da. Nu putem spune acum că... Domnul Sandes, ne apropiem de finalul emisiunii. Ce vroiam eu să mai discutăm? Amintați de faptul că dacă veți mai fi membru în Consiliul de Administrație, echipa care a preluat orașul ca administrare rămâne în continuare, ca să spun așa, ca o echipă? Dacă vă referiți la actuala echipă din cadrul Consiliului Local, da. Într-o proporție... Cum ați colaborat Consiliul Local cu executivul? Așa cum v-am spus la început, multe locuri... Așa cum am spus la început, au fost și contre. Pe care cumva și eu am încercat să le gestionez în felul meu și ei au încercat să le gestionez în felul lor. La un moment dat am așezat la masă și am zis, ok, hai să discutăm constructiv, fresh, constructiv, față în față, pentru că așa nu merge. Eu merg pe o idee, voi mergeți pe o altă idee și nu ajungem la un consens. Dar lucrurile s-au reparat. Actuala echipă, din punctul meu de vedere, e o echipă bună, care sudată. Mare parte din ei sunt cunoscuți, deci nu sunt necunoscuți. Eu de fiecare dată le-am spus în
Consiliul Local nu se vine doar să se voteze. Deci în Consiliul Local vii și studiez înainte acele materiale. Corelez cu situația de facto din oraș. Pentru că sunt probleme. Adică și probleme de circulație. Și probleme, așa am și eu ideile mele. Dar nu pot să mă duc la primar și să-i spun, domnul primar, știți, eu vreau să fac cutare. Un pod suspendat peste barieră. Sau la barieră, sau nu știu. Nu știu. Ce. Așa, dacă, ca idee, ce m-am gândit e vis-a-vis de traficul infernal din Târgu Neamț, care, prin care, cum zic, se poate fluidiza prin construcția unor pasarele subraterale. Dar asta nu înseamnă că mă duc la primar și spun, ia și gândește și construiește niște pasarele supraterane. Nu. Dacă e să rămân și în mandatul următor, voi depune un proiect făcut cap-coadă de mine, de ceilalți colegi care vor să se implice în așa, implice ceva. În așa ceva. Nu neapărat din PSD. Că, până la urmă, e un oraș în care toată eu văd chestia, animozitatea asta politică. Eu sunt la un partid, tu ești la celălalt partid. Dacă nu tragem la aceeași căruță, sancțiunea vine din partea omului și nimic altceva. Da. Eu ce să zic, vă mulțumesc că ați acceptat să discutați, mai ales chestiunea stațiunii Oglinzi. Pe mine mă fascinează faptul că Neamțul, ca județ, are asemenea locuri lăsate în paragină. Nu mai departe ce s-a întâmplat la Piatra Șoimului, unde avem și acolo o stațiune care a fost la Consiliul Județean. Știți cum e? Prefer să fie pași mici. Să fie lucrul ăsta, să se întâmple, să tăie acea panglică, nu știu, peste 5-6 ani. Dar să se să facă nu mai ceva. Fiu în Consiliul Local, să fiu ca persoană fizică, dar să fiu bucuros că pot participa și acolo că s-a făcut și ceva. Că s-a făcut ceva. Cât am putut și eu din partea mea. Și, nu știu, nu există un plan la nivel județean, chiar regional, pentru că asta se poate gândi și regional, o valorificare a acestor. Credeți-mă că s-a luat în calcul inclusiv acel parteneriat public-privat. Da, și aici ar fi o soluție. Deci s-a luat în calcul și varianta asta. Dar eu am mers pe premiza mea. Este ideal pentru Primăria Târgu Neamț și pentru Consiliul Local ca stațiunea Oglinzi să fie făcută ca și proiect, ca și dotări, ca și complex și ce va fi acolo. Să fie făcut 100% din gândirea și din munca Consiliului Local. Și nu printr-un parteneriat public-privat. Nu că aș fi împotrivă, că sunt unii care au venit, inclusiv au fost, dacă nu mă înșel, o delegație din China. Au venit, au văzut. Nu s-a concretizat nimic, adică. Da, bine, acum depinde. Dacă le ofer totul, de spui așa, un partener public-privat, noi facem clădirile, noi aducem aparatura, noi facem laboratorul, noi facem partea balneară și voi veniți și la administrație. Vă spun eu că s-ar găsi vreo 50 care să intre. Cu siguranță. Așa putem lua drept contraexemplu parcul de sub cetate, pentru că și acolo au fost discuții interminabile, au venit unii, au participat la licitație și așa mai, s-au încheiat niște contracte, s-au pierdut niște garanții. În mod normal, când te duci la o afacere, pui pe hârtie și scrii. Dreapta, stânga, cheltuieli, venituri și la urmă tragi linie și scrii profit. A ieșit sau nu a ieșit. Unii au zis, doamne, mă duc în parc. Lasă să le am eu la mine. Să văd eu ce am eu la mine, după aia văd eu ce fac. Da, într-adevăr, s-a pierdut ceva timp. Acum măcar se face. Da. Oarecare. Repet, e bine că se încep. E bine pentru oraș, pentru că
Nu știu dacă ar fi cineva care să zică, doamne, nu s-a schimbat nimic în orașul Târgu Neamț. Înseamnă că ori e orb. Aduceți-vă aminte de acel gard care separa sensurile de circulat. Dacă îi pui cuiva o poză acum și cum era cu gardul, care gard, credeți-mă că și eu l-am sărit de nenumărate ori. Pentru că... Nu mai spunem că avea niște țepi. Avea și niște țepi, mai intrau și țepi, e foarte interesant acolo. Era, măcar dacă ar fi fost cât de cât făcut mai rustic, dar nu mai contează. Și era așa, nu știu cum, adică... Schimbări sunt, sunt schimbări importante, canalizări, asfaltări și așa mai departe. Da, într-adevăr, lumea, e normal să reacționeze așa, pe strada, nu știu care, X... N-a ajuns asfaltul de nu știu când. Urmăresc tot timpul pe Facebook treaba asta și oamenii, normal, nu mă taxează pe mine, deși ar putea să mă taxeze și pe mine. Și probabil, sunteți, da, consilier local. Sunt consilier local, dar de cel mai multe ori îl taxează pe primar. Că... Atenția este pe primar. Atenția e primar. Lumea în România, și eu spun asta în fiecare emisiune când pot, lumea uită un lucru. Primarul este executivul, executantul hotărârilor pe care le ia Consiliul Local. Sau așa ar trebui să fie lucrurile. Consiliul Local, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mult, mult, mult mai activ. Adică consilierii se, nu neapărat că le e frică, dar... Vrei să faci un proiect de hotărâre? Fă-l! Fă-l, nu te oprește nimeni. Până la urmă, chiar făcut așa un pic, nu neapărat scris pe genunchi, că nu vorbim de... Poate limbajul nu e adecvat și așa mai departe. Dar ca idee, așa, ca idee, eu pot lansa o idee în Târgu Neamț să fac, nu știu... ceva gen cum se urcă în Budapesta acel tren pe șine, da, da, un fel, și așa, da, mai departe, sau telegondolul, cum s-a mai discutat, acea telegondol la Cetatea Neamț, la Ion Creangă și la Ion Creangă la Monumentul Vânătorilor de Munte, și se încheia undeva prin spatele cetății și așa mai departe. Nu vorbim acum de proiecte futuriste care... Putem vorbi și de proiecte futuriste, dar prima dată să vedem care sunt lucrurile care trebuie rezolvate. Primarul Harpa știe foarte bine și, repet, am discutat și el știe foarte bine. Haideți să rezolvăm întâi canalizare, gaz, apă. Urmează asfaltarea, pentru că am nu discutat de foarte multe ori chestia asta. Nu poți să pui asfalt. Pui asfaltul și pe aia vii sapi. Bine, a fost o perioadă când a fost o perioadă când se făcea așa. Cu bună știință. Sunt perfect de acord. Bună știință, nu se face altfel. Mai punem și un pic de strat de uzură, știți, ca să... Adică... Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Chiar mi-a făcut plăcere să discutăm așa mai puțin ortodox în emisiune. Asta am și vrut, pentru că... Da. Și ne mai întâlnim când facem emisiune la Târgu Neamț. Sperăm să ajungem să găsim o soluție ca să putem face de acolo emisiunile, așa cum am început la un moment dat. Asta e. Vă mulțumesc. Oameni buni, asta a fost cafeaua de astăzi. Două cafele. Atenție, consumul excesiv de cafea online nu dăunează sănătății. Poate dăuna pur și simplu atenție câteodată, cel puțin la unii, dar în rest nu sunt probleme. Vă dorim cele bune! Revedere!